Da, cât ești așa? Și 40, cred. A, e bine, aveți. Da, dar se legea. Da. Trebuie să mă văd că e cald afară. Da, da, soarele. Azi e mai până la două, nu? Așa decurge o zi din viața lui Iulian Rada, un tânăr cu o inteligență peste medie, cu ambiții mari, dar care are un defect major. Nu vede, nu mai vede de la vârsta de 3 ani, atunci când nervul său optic a început să se atrofieze din cauza unei tumori benigne. A orbit, însă toate celelalte simțuri au rămas intacte. El încă percepe lumina și umbrele. M-am născut perfect normal, am fost primul născut din familie și la vârsta de 3 ani și 4 luni am avut o tumoră care mi-a atrofiat nervul optic. Practic, tumora evoluând a apăsat pe nervul optic până l-a trutit, l-a atrofiat. Mă foloseam de mâini ca să pot merge prin casă. Îmi căutam jucăriile, atunci au dat seama că e ceva cu mine, că e neregulă și m-a dus la profesor Ciulea, la București. Profesorul, cum mi-a văzut, mi-a și spus că, le-au și spus că trebuie să fiu operat de urgență, că am o tumoră la creier. Vederea mi-e compromisă, singurul lucru pe care îl poate face el este să-mi salveze viața. Așa a și fost, operația a fost un succes chirurgical. Tumora de natură benignă a fost extirpată, de atunci nu s-a mai întâmplat absolut nimic, a fost perfect sănătos. Numai că mi-a pierdut vederea. În ciuda handicapului major de care suferă, Iulian nu a renunțat la educație. A urmat cursurile unui liceu din Buzău, special pentru elevii nevăzători, iar apoi s-a apucat de facultăți. A terminat facultatea de kinetoterapie UNFS București, iar acum studiază literele la Universitatea Valahia din Târgoviște, acolo unde este ajutat și admirat de toți colegii. Pe mine, eu pot să spun că a fost totuși un caz fericit, pe mine m-a ajutat să-mi descoper vocația facultatea. La facultate, având fiind mereu între oameni, ajutându-mă oameni, înțelegându-mă, comunicând cu ei, fiind oameni bine pregătiți, și văzând eu, deci pur și simplu conștientizând problemele pe care le-am avut și pe care le-am rezolvat, mi-am dat seama că asta trebuie să fac și mai departe pentru oameni, să-i ajut și eu, ca să treacă și ei de probleme de care am trecut eu. Sportul care l-a ajutat cel mai mult în viață și a ținut creierul funcțional a fost șahul. Iulian este campion național la șah. Nu doar că mintea îi merge brici, dar ține și pasul cu moda zilelor noastre. Folosește laptopul și telefonul mobil cu dexteritate, cu ajutorul unei aplicații care îi vorbește. Practic, orice tastatură are două punctulețe, literele F și J, au două protuberanțe, ieșite în relief. Și în funcție de ele eu mă orientez. O, A, R, T, spate. Ia, scrie-mi ceva, scrie numele tău, mă numesc Iulian. Spate, R, A, O, L, F, foado, foado, caps lock, F, caps lock, F, caps lock, F, cap A, spate, F, F, E, S, I, spate, cap R, cap A. A, cap A, D, A, spate, capsul F, capsul L, O, R, I, F, spate, capsul I. Este lăudat de profesori și colegi care îl consideră deja un exemplu de urmat. Știe întotdeauna despre ce e vorba, face legături, deci un copil absolut ca toți ceilalți doritori să știe. Nu lipsește aproape niciodată, este mereu aici. Foarte ambițios. Exact. Și cu un simț al umorului pe care eu l-am apreciat întotdeauna. Deci el râde primul la o glumă. Deci un tânăr deosebit, curajos. Fiecare zi ne arată că trăim o viață frumoasă și trebuie să fim recunoscători și mulțumiți pentru ce avem și să, bineînțeles, să sperăm la bine, să vrem să facem ceva cum vrea și el, să ofere ceea ce a primit și el. A spus că are mare încredere în oameni. Are atât de multă încredere în oameni. Eu câteodată îl mai conduc și îl îndrum. Și întotdeauna îi dau toate detaliile și este atât de neînfricat, deci o ia foarte, foarte repede și eu sunt atât de speriată să nu se lovească, să nu se împiedice, să nu... Și asta apreciez cel mai mult la el, că este neînfricat și că ne demonstrează în fiecare zi că viața are foarte multe lucruri bune și noi ceilalți nu le apreciem cum le apreciază el.
Luna aceasta, viața lui Iulian Rada a căpătat un alt sens. Speranța că poate vedea îi dă aripi. A căutat pe internet tot felul de remedii și clinici care l-ar putea ajuta, pentru că el poate distinge lumina și umbrele. A corespondat pe mail cu o clinică din Thailanda și a primit un răspuns încurajator. Medicii de acolo i-au transmis că defectul său se poate corecta cu ajutorul unui implant de celule stem. Intervenția costă însă 27.000 de euro, bani pe care nu îi are. Ambițios din fire, a strâns doar din concursurile de șah aproape 5.000 de dolari. Că în prezent, singurul tratament care se poate face în cazul nervului optic sunt niște implanturi cu celule stem. Celulele stem, știți și dumneavoastră, regenerează practic orice țesut. Eu am corespondat o lună și ceva cu cei din Thailanda. Le-am trimis toate documentele, inclusiv analize făcute în acest an, deci actuale. Și în urma analizelor văzute, ei mi-au spus că la mine nervul optic nu este mort 100%, deci mai sunt celule vii și asta le dă lor, îi face să fie crezători și să spere că acele celule pot fi regenerate. Cei care pot să îi dea o mână de ajutor lui Iulian o pot face trimițând o sumă de bani în conturile afișate pe ecran. În ziua în care își va recăpăta vederea, Iulian vrea să îi ajute pe cei care suferă de aceeași problemă, devenind trainer.